Captură impresionantă pentru operatorii vamali clujeni. Aceștia au descoperit azi-noapte 10 kg de cannabis și 2 grame de cocaină într-un autoturism care se îndrepta spre Republica Moldova. Valoarea drogurilor se ridică la aproape 140.000 de euro. Vame și clujeni au făcut azi-noapte o captură impresionantă de stupefiante. 10 kg de cannabis au fost descoperite într-o mașină în care se aflau mai mulți cetățeni moldoveni. Autoturismul a fost oprit în trafic pentru un control de rutină, iar inspectorii vamali au făcut verificările de rigoare. Potrivit oamenilor legii, cele 10 kg de cannabis urmau să ajungă în Republica Moldova. În prezent, cercetările sunt continuate de procurorii DIICOT.